s-a întâmplat cu pupăza? De ce nu mai pupuie pupăza? Un animal a mâncat-o, un nebun a alungat-o, sau un copil a furat-o, a furat-o precis. Smărândiță, tu trebuie să știi și ni să ținii de prostii. Hai, smărândiță, zi! Parcă știu ceva despre cineva care a fost pe lângă tei să facă ceva. Pupăza era acolo când stătea pe ouă, dar eu trebuie să plec că o început să plouă. Hai, smărândiță, zi! Cine să ține de prostii? Cine o blăstămat-o? Cine o amenințat-o? Cine toate fielurile o înjurat-o? Smărăniță, nu mințu că nu l-ai văzut la față! Imediat iau piciul din cui și te bat până dimineață! Păl iau, tătucă, nu știu și nici divina. Am zis și eu așa și am auzit de la o veșină. Nică vorbea despre pupăză urât. Nică zise că o s-o strângă de gât. Nică s-o plimbat pe lângă tei și numai Nică avea necaz pe pupuitul ei. Nică luat pupeze, cățărat la scorbure, băgat mâna și găsește, pe pupeze chinuiește, dus pupeze la piațe, un bătrân dezleagă gheațe, pupezele zboare, că era